Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, o nouă emisiune aici la City TV. Numele meu este Daniel Radu. Astăzi vorbim despre ceea ce înseamnă Casa Județeană de Pensii Mureș, noutăți, bineînțeles. Ținem cont de toate noutățile legislative, de perioada în care ne aflăm și sigur de acest final de an până la urmă. Alături de doamna director executiv a acestei instituții, doamna Nagoe Eugenia, mulțumesc tare mult pentru prezența în platou și pentru transparența de care dați dovadă de fiecare dată prin prezența noastră aici în platourile noastre. Și eu vă mulțumesc în numele instituției pentru atenția pe care o acordați activității noastre. Este o activitate cu adevărat specifică, interesează foarte mulți, foarte mulți oameni sunt interesați de activitatea Casei de Pensii și în mod special anul acesta, deoarece funcționăm, hai să zicem, diferit de anii precedenți. Invitațiile dumneavoastră ne-au ajutat să ajungem mai ușor la beneficiarii sistemului public de pensii și să-i ținem la curent sau informați în timp real despre noile proceduri, mai ales în domeniul comunicării, pentru că, în primul rând, comunicarea directă cu beneficiarii a fost afectată de această pandemie, această etapă pe care o traversăm. În aceste momente, dacă puteți să ne faceți un scurt rezumat a primei părți din 2020, cum a arătat anul acesta în mare pentru dumneavoastră, dacă au existat modificări semnificative, atât din perspectivă legislativă, cât și a cuantumurilor, și vorbim despre pensii, pentru că privitorii noștri la asta se gândesc. Prima parte a acestui an a fost grevată, să zic așa, sau am fost sub presiunea instituirii stării de urgență ulterior de alertă. A trebuit să ne reorganizăm din mers, în mod special activitatea de primire a publicului, de preluare a dosarelor de pensii, în mod special a dosarelor de cazuri noi, deoarece la aceste dosare noi solicităm prezentarea anumitor documente în original, cum sunt cărțile de muncă, da, și anumite adeverințe care completează informația din cărțile de muncă. Aceste documente trebuiau prezentate în original. A fost destul de dificil, dar am avut o surpriză plăcută. Oamenii au înțeles, beneficiarii au înțeles. Am comunicat foarte bine prin telefon, pe e-mail, și chiar au trimis aceste documente prin diferite forme cu firme din acestea care aduc documentele în original, asigură confirmările, returnarea confirmărilor către beneficiari. Am comunicat beneficiarilor numerele de înregistrare și pot să spun că ne-am adaptat din mers, atât noi, dar și beneficiarii noștri. Etapa a doua de relaxare, să zic așa, a unor măsuri, am avut un avantaj că avem o curte și 4 clădiri în curte, sigur, față de alte case de pensii care au o clădire și nu și-au putut permite organizarea primirii publicului în aceleași condiții optime, spun eu, cum a fost Casa de Pensii Mureș. Am traversat și această perioadă. Oamenii au fost înțelegători, totul s-a desfășurat normal. Sigur, va fi o provocare anotimpul rece, va fi mai frig afară, probabil va ploua, va ninge și atunci, dar cu siguranță vom găsi soluții. Deja lucrăm la un plan de amenajare interioară, așa încât persoanele să aibă posibilitatea să aștepte undeva într-un spațiu interior, până când le vine rândul la un ghișeu sau altul. Ne pregătim, ne pregătim în sensul acesta. Și în plus, portalul Casei Naționale de Pensii Publice este în lucru. Pot să vă spun că în dimineața asta chiar a funcționat, am făcut o probă, prin urmare cine își face cont online poate să înregistreze cererea online, ajunge la casa de pensii selectată, respectiv în cazul nostru la Casa de Pensii Mureș, primește automat un număr de înregistrare și un cod de bare, semn că a fost introdusă în sistem. Eu sper ca până mâine deja să avem și un alt modul în funcțiune la această aplicație, dar îi îndemn pe toți cei care au posibilitatea să-și creeze un cont online deja să o facă. E foarte important că păstrați legătura cu beneficiarii, care știm în mare măsură sunt în partea a doua
a vieții, așadar mai dificilă comunicarea prin mediul online, dar e foarte bine că ați reușit și fizic să îi întâlniți, în special atunci când a fost neapărat necesar. Și să revenim, poate nu le vine să creadă celor de acasă, dar suntem în luna septembrie, deja putem, nu vorbim încă despre un bilanț, dar vorbim despre activități care știu că sunt specifice aceste perioade timp pentru dumneavoastră, pentru instituția pe care o reprezentați, și vorbim și despre indexarea valorii punctului de pensie. Da, de fapt asta este cea mai bună veste, spun eu. Așa cum se știe, și o parte din pensionari cred că deja au primit pensiile indexate, practic valoarea punctului de pensie s-a indexat cu 14%, de la 1265 de lei a devenit 1442 de lei. Această nouă valoare a punctului de pensie se înmulțește cu punctajul mediu anual, care punctaj mediu anual este înscris, consemnat, da, pe fiecare cupon de pensie în partea stângă jos a cuponului. Se înmulțesc cele două valori și obținem pensia în plată. S-a indexat sau s-a majorat, mai bine spus, și pensia minimă socială, care până în august a fost 704 lei. Acum, începând cu luna septembrie, valoarea pensiei minime sociale este 800 de lei. Ce înseamnă asta? Că mulțim punctajul mediu anual cu noua valoare a punctului de pensie, da, și dacă din această înmulțire obținem sub 800 de lei, diferența este completată, chiar pe cupon se vede, indemnizație socială scrie pe cupon, diferența este completată și beneficiarul, titularul, primește 800 de lei. Dacă în luna iunie anului 2020 aveam în plată cu pensie minimă socială un număr de 26.400 de pensionari, ei bine, în septembrie avem 21.571 de persoane care primesc pensia minimă socială. Practic, asta ne arată că din înmulțirea noii valori a punctului de pensie, da, cu punctajul mediu anual, o parte dintre cei care erau în plată cu pensia minimă socială primesc doar pensia de asigurări sociale, deoarece depășesc 800 pragul de lei. Da, e o valoare destul de semnificativă, adică undeva la 5.000 de persoane aproximativ. Da, au ieșit din categoria beneficiarilor, da, de pensie minimă socială și au intrat practic în categoria pensionarilor de asigurări sociale, cum le spunem noi, pe contributivitate. Așa este sintagma utilizată frecvent în media. În segment. Dar da, spuneți-ne câteva lucruri despre ce înseamnă legi speciale, cum arată lucrurile și câți beneficiari. Așa cum se știe, avem în plată și indemnizații stabilite pe legi speciale și mă refer aici la revoluționari, beneficiari, decret lege 118/1990, altfel spus, cei care au fost persecutați pe criterii politice, legea 189, respectiv persecutații pe criterii etnice, avem legea 8, este o indemnizație pentru anumite categorii de ziariști și așa mai departe, uniunile de scriitori legal constituite. Mai avem încă în plată și indemnizație de văduvie pe legea 578 din 2004, dar numărul acestora este în scădere, deoarece între timp s-a instituit pensia minimă socială și atunci sunt foarte puțini care mai pot să beneficieze de această categorie. Și mai avem veteranii, care și ei, desigur, sunt în scădere. În total, pe indemnizații, da, pe, da, legi speciale, avem undeva la 8.000 și ceva de persoane. Dar aici, când vorbesc de legi speciale, nu mă refer la pensiile de serviciu. Corect, sunt, da, o categorie distinctă. Nu sunt indemnizații pe legi speciale, nu sunt pensii de asigurări sociale, sunt pensii speciale și nu sunt nici pensii de serviciu, sunt pensii speciale.
Da, și e bine că ați făcut această, până la urmă, defalcare. Așa sunt ele definite de lege. Pentru că se aseamănă. Da, din păcate se fac unele confuzii. Corect, în discuțiile, da, obișnuite. Și aceste confuzii, desigur, duc la concluzii eronate și la percepții la fel de eronate. De aceea este important să utilizăm întocmai sintagma folosită de legiuitor, conținutul definiției și despre ce este vorba. Și atunci avem o imagine reală despre beneficiari, despre sistemul acesta, pentru că este un sistem. Corect, da, da? Și dacă avem o imagine reală, putem să găsim soluții adecvate. Dacă vorbim despre pensie medie în Mureș, vorbeam că nu suntem la moment de bilanț, dar o statistică înțeleg că aveți în Da, putem să vorbim de o pensie medie, deoarece s-a modificat valoarea punctului de pensie și dacă în luna iunie 2020 pensia medie la județul Mureș, Mureș, vorbim doar de județul Mureș, era de 1296 de lei și aveam un număr de 46.600 de persoane beneficiare de pensia medie. La septembrie, pensia medie este de 1310 lei, iar beneficiari avem 65.055. Este un alt indicator care, spun eu, este oarecum îngrijorător, deoarece din numărul total de pensionari în plată de asigurări sociale, 138.875, avem mai mult de jumătate cu pensia medie. Asta înseamnă că avem mai puține pensii mari, ridicate, pensii, da, de asigurări sociale, da, și mai un număr mare de pensionari cu pensii mai mici. Deoarece în baza la nivelul județului Mureș, o pensie, cea mai mare pensie de asigurări sociale, deci pe contributivitate, este undeva la 10-11 mii de lei. Iar pensia ridicată cum ca și exact, județe, da, iar pensia, cea mai mică pensie de asigurări sociale, deci fără indemnizația socială, este de un leu. Așa avem se face. Pensie de un leu. Avem și pensii de un leu. Dar un leu, 2 lei, 8 lei, 10 lei și așa mai departe. Să nu se spere cei de acasă. Explicați-ne până la urmă cum se cumulează. Nu primește, cum se face media. Cum se face media. Dar nu primește un leu. Un leu nu primește de aici diferența de 799 de lei și corect, primește 800 de lei. Da, or, da, da. Această medie de care eu vă vorbesc, așa se face. Înglobează toate aspectele. Exact. Dar pe pensia de asigurări sociale. Aici nu discutăm de pensia minimă socială care este finanțată de la bugetul de stat. În completarea. Deci aceste date sunt pe pensiile de asigurări sociale finanțate din bugetul de asigurări sociale care este alimentat de contribuție. Corect, corect. De contribuția de asigurări sociale. Cum discutăm această diferență? Iunie undeva la 46.000 de persoane, septembrie undeva la 65.000 de persoane. Diferență mare. Da, foarte mare. Este într-adevăr o diferență mare și se poate explica prin cuantumurile pensiilor de asigurări sociale, cele care au fost stabilite în acest interval. Se modifică, da. Da, se modifică. Sigur, dacă ar fi să comparăm numărul de pensionari de asigurări sociale în plată, adică 138.875, cu numărul total de asigurați, care la nivelul lunii septembrie la județul Mureș este 138.982. Practic, suntem la egalitate ca și contributivitate. Da. Dar contribuția, dacă pensia medie este 1310 lei, atunci contribuția ar trebui să fie cel puțin la nivelul acesta pe fiecare asigurat ca să se acopere cheltuiala. Dar dacă lucrăm, sau marea majoritate a asiguraților contribuie la salariul minim pe economie, atunci contribuția fiind 25% din salariul minim, iată că nu acoperim din contribuție cheltuiala cu pensiile. Acestea sunt niște calcule, n-aș vrea să intrăm în amănunte, pentru că sunt tehnici bugetare și sunt mai complicate, dar sigur,
ca și soluții ar fi, sigur, creșterea numărului de contribuabili, da? Dar și masa contribuabilă, adică salariul, baza de calcul, nu la salariul minim, că ar fi de dorit să avem salarii mai mari decât salariul minim, spre salariul mediu, care este 5.000 și 300, da? Deci nu-i totuna să aplici 25% la 5.300 sau la 2.000. Deci, aici și diferențele de care aici, le vedem până la urmă în momentul pensionării. Da. Contează de foarte mult suma. Contează foarte mult în de muncă. Suma, da, și contează și pentru buget. Și numărul de contribuabil, dar și baza de calcul a contribuției. Da. Dacă un contribuabil are 10.000 de lei salariu, da, contribuie unul, nu am patru care contribuie la 2.000 de lei sau trei care contribuie, că atunci n-am eficiență. Deci nu am venitul la buget. Nu vreau să ieșim din sfera, din subiectul pensiilor, deși vreau să vorbim mai apoi și despre ce înseamnă biletele de tratament, dar înainte de asta haideți să discutăm general, sigur vorbind, ce a însemnat pentru beneficiar creșterea aceasta cu 14%. Noi vorbeam în emisiunile anterioare de diferite strategii, de diferite planuri. S-a aplicat și avem indexarea aceasta cu 14%. Mult, puțin, cum simțiți dumneavoastră, care a fost feedback-ul din partea celor care știu că ajung la instituții? Acum, cu toată sinceritatea, vă mărturisesc că nu am un feedback în acest, din acest punct de vedere. Deși am făcut audiență pe diferite probleme tehnice de mod de stabilire și așa mai departe, recalculări, nimeni nu a abordat acest subiect. Nu știu cum să interpretez această tăcere, dar eu spun, în general vorbind, orice mărire este binevenită, sigur. Sunt convinsă că au primit cu bucurie această indexare a valorii punctului de pensie, dar nu am exact mărturiile. Fiecare ce simte, cum simte și cum resimte. Sunt programate alte creșteri în viitorul apropiat, anul viitor? Eu nu am cunoștință de așa ceva, sincer vă spun, nu știu care sunt planurile. Dar presupun că da. Sigur, s-a discutat, acum fac o mică paranteză, s-a discutat adesea în spațiul public de această indexare care s-a făcut în septembrie și că în lege există o prevedere care spune că la 1 ianuarie, da, la 1 ianuarie, așa este articolul de lege, poate că ar trebui să se revină în interiorul prevederilor legale să se respecte acel articol de lege și să intrăm într-o normalitate cu indexările la 1 ianuarie a fiecărui an. Acum depinde și de elementele de calcul a indexării, pentru că acolo în modul de calcul a indexării valorii punctului de pensie, legiuitorul a prins niște valori economice cunoscute, spune legiuitorul, cunoscute la momentul calculării. Ori dacă vorbim de cunoscute în decembrie anului 2020, da? Nu prea cunoaștem anul 2020 și trebuie să ne raportăm la 2019 și ieșim un pic din parametrii economici cunoscuți. Sigur, aici specialiștii în domeniul financiar, fiscal, trebuie să găsească formula optimă, așa încât această indexare să reflecte întocmai valorile economice ale anului în curs, așa încât în 2021 să se pornească cu o indexare reală sau cât mai reală, că nu se poate 100%, dar în marja de eroare. Dificil, pentru că 2020 a fost cu totul atipic din toate punctele de vedere. Da, e adevărat, e adevărat. Și dacă a reușit, să zicem, un indice negativ, atunci, potrivit legii, trebuie să se păstreze cel în vigoare în 2020. Legiuitorul a dat o variantă. Da. Dar trebuie un pic aprofundată problema, zic eu.
dacă vorbim despre probleme, vreau să ne spuneți câteva lucruri, dacă au mai existat probleme, cum s-a desfășurat sesiunea până la urmă de pentru beneficiari, sigur, pentru, în ceea ce privește biletele de tratament. Vorbeam la începutul anului despre o situație mai aparte în care nu știam dacă se merge, se folosesc aceste bilete sau nu. Acum aveți o oarecare situație. Cum a arătat până în acest moment 2020 din această perspectivă a biletelor de tratament? Prima serie, cea din februarie, a fost atipică total, dacă se poate spune așa, că atipicul e atipic, nu cred că are grade de, da? Dar a fost o situație cu totul și cu totul ieșită din comun. Erau plecați, au apucat să plece și a trebuit să vină înapoi, pentru că asta a fost, era februarie, martie, erau acolo. Noi distribuisem bilete și pentru seria din martie. Este de la sine înțeles că acelea toate au fost restituite și oamenii și-au primit înapoi contribuția pentru respectivele bilete. La un moment dat am reluat această activitate, așa încât acum am ajuns, mai avem încă 5 serii din cele 19, deci iată cumva cu chiu cu vai au trecut cele 14 serii din cele aprobate inițial. Față de anul trecut, când la momentul acesta aveam 7.000 de cereri înregistrate, acum avem undeva la 4.000 de cereri înregistrate, de solicitări. Efectiv plecați în stațiune 918 persoane efectiv care s-au prezentat și avem rămase pentru următoarele serii 1780 de bilete pe cele 5 serii care trebuie să se mai desfășoare până în noiembrie, final de noiembrie, început de decembrie. Acum nu putem să ne facem planuri, vedeți, traversăm o perioadă în care nu putem să ne facem planuri nici măcar pe termen scurt, da? Trebuie să ne reorganizăm din mers. Depinde ce se va întâmpla. Cerere? I-ați văzut mai reținuți pe... Da, i-am văzut mai reținuți, mai responsabili. Mai responsabili, da. Ca și stațiuni, ca și locații propriu-zise, unde au fost sau cum ați... Pe Covasna este pe primul loc, acolo au mers... A rămas Covasna. Da, a rămas Covasna cu 207 bilete pe care le-am distribuit. Da, da. Gioagiu pe locul 2, 1 Mai Felix pe locul 3. Sovata este penultimul loc, dar nu pentru că nu avem solicitări. Este pe aproape pe penultimul loc pentru că operatorii economici din Sovata nu au scos locuri din cauza măsurilor pe care trebuie să le asigure. Distanțare la sala de tratament, la masă și așa mai departe. Toate acelea. Există o procedură aprobată prin ordin comun de către Ministrul Muncii și al Sănătății pe zona aceasta. Da. Și măsurile sunt foarte stricte, le respectă, ceea ce este un lucru bun. Și asta este situația deocamdată, dar oamenii au înțeles. Oricum, 900 de persoane, peste 900 de persoane, da, curajoase și pregătite de vacanță. Acum, sigur, pare așa un pic lipsit de modestie ce am să fac. Da. Noi avem și un indicator la nivel de țară, Casa Națională, de fapt, are un indicator, mai mulți indicatori prin care măsoară performanțele caselor de pensii. Procentul de valorificare la Casa de Pensii Mureș este peste 60%, este unul mic față de anii anteriori, dar pe țară suntem în top. Deci, toate celelalte case de pensii sunt sub 50%. Prin urmare, dacă în anii precedenți, dacă eram la 90%, 92%, îmi făceam griji la evaluare cum voi ieși, de ce nu am valorificat 100%, acum cu 60 și ceva la sută suntem în top. Da, mureșenii însă dat la o parte de la bună dispoziție și de la o vacanță de tratament din ce îmi spuneți dumneavoastră. E bine, mai sunt peste 1700, mi-ați spus, rămase și vedem cum evoluează și situația pandemică. Da, este în funcție de ce se va întâmpla în aceste luni, pentru că se mai răcorește afară, nu știm,
care e medical, da, pandemia, ce se va întâmpla în zona aceasta cu virusul și așa mai departe, că înțeleg că este, face mutații din mai multe motive, nu cunosc eu prea bine, dar din cât am înțeles. E un virus care nu rămâne la fel în fiecare zi. Și în fiecare sezon. Și în fiecare ființă. Trebuie să ne, să avem grijă este, de noi. Este o ființă printre noi. Cameleonică, da. Așa spunând, e cameleonică, da, și e printre noi. Ne apropiem ușor de finalul emisiunii, dar înțeleg că dacă tot vorbeam de luna septembrie, că e mai aparte, vorbim și despre un anunț, dacă zic bine, confirmați dumneavoastră. Da, un anunț, profit, de fapt, eu profit de prezența și de invitația pe care mi-ați adresat-o. Da. În fiecare lună septembrie a fiecărui an, avem o activitate specifică legată de copiii pensionari urmași, cei care merg la școală. Primirea în continuare a pensiei de urmași este condiționată de prezentarea unei adeverințe din care să reiasă că respectivul copil sau copii, în cazul în care sunt mai mulți, urmează cursurile unei forme de învățământ organizată conform legii. Având în vedere că suntem cu învățământul, secretariatul școlilor trebuie să elibereze aceste adeverințe, nu știu exact care este organizarea și cum încep și când încep, noi vom trimite o notificare fiecărui pensionar de urmaș copil care are vârsta până la 26 de ani. O notificare, iar la notificare am atașat o declarație pe propria răspundere și îi rog pe toți copiii pensionari de urmaș să completeze acea declarație pe propria răspundere și să o expedieze înapoi casei de pensii. Acolo declară pe propria răspundere că sunt înscriși la o formă de învățământ organizată conform legii în anul școlar 2020-2021. Primind această declarație, expediind-o și primind-o noi la Casa de Pensii, nu vom suspenda cu 1 octombrie plata pensiei de urmași. Dar după 1 octombrie vor avea obligația ca în cursul lunii octombrie să ne aducă sau să ne expedieze prin poștă, pe e-mail, prin fax, adeverința eliberată de unitatea de învățământ gimnazial, universitar, depinde fiecare unde este înscris în anul școlar 2020-2021. Fără această declarație de propria răspundere și ulterior adeverință, vom fi nevoiți, conform legii, să suspendăm plata pensiilor de urmași pentru copiii urmași. De când? Din luna următoare? Imediat următoare? Suspendăm cu 1 octombrie, retroactiv. Da, și facem un debit, recuperăm, deci e o procedură. Așadar, trebuie să luăm în seamă ceea ce primim această notificare. De săptămâna viitoare, acum lucrăm, le punem în plicuri, sunt în lucru. Probabil săptămâna aceasta le expediem, deci de săptămâna viitoare vor ajunge la domiciliul pensionarilor copii urmași. Este un document important, o notificare importantă, în spate este o declarație pe propria răspundere, trebuie completată, semnată, datată și expediată înapoi la Casa de Pensii. Este timp suficient să ajungă până la 1 octombrie, dacă și beneficiarii își dau interesul. Își dau interesul, da? Și atunci lucrurile vor decurge într-o manieră fără probleme de ambele părți. Se poate trimite așadar și online, fără și online. După ce e completată să fie scanată sau cumva fotografiată să fie lizibil totul. Da. Se poate și în varianta online. Se poate și în varianta online. Nu este nicio problemă. Sau pe CJP Mureș, Aron CJP Mureș sau prin fax, fiecare după posibilități
sau cei care sunt undeva la țară și da, așa. Da, prin primării poate reușesc. Sau prin primării, primarii, avem o colaborare foarte bună cu toți primarii, se implică dacă beneficiarii apelează la primari cu o problemă cu casa de pensii, noi colaborăm cu toate primăriile. Și oricum primarii vin periodic la Târgu Mureș, le pot aduce, deci prin orice formă, dar trebuie să acorde importanța cuvenită pentru că este interesul personal. Da, și evităm plăceri, până la urmă, sigur. Da, sigur, disconforturi din acestea reciproce. Noi insistăm, oamenii se supără de ce insistăm, e mai bine să prevenim. În finalul emisiunii, cum vedeți activitatea și cum se desfășoară activitatea în continuare la instituție? Dacă beneficiarii, persoanele interesate se pot prezenta fizic, le sugerați o altă metodă mai bună în acest sens? Pentru că, din păcate, avem încă starea de alertă, avem încă pandemia și virusul ăsta pe care vorbeam. Da, eu recomand să se folosească în continuare modalitățile de comunicare electronice sau prin poștă, poștă electronică sau poștă clasică, așa cum suntem obișnuiți. Așa cum vă spuneam, din această dimineață eu am constatat că funcționează portalul pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Cei care au posibilitatea să-și creeze un cont, le recomand să o facă. Cererea încărcată acolo ajunge la casa de pensii, intră în sistem, practic este evidențiată. Chiar dacă trebuie să ne trimită ulterior documente originale, dar să zicem că este undeva și nu poate să ajungă exact astăzi că trebuie să-și pună dosarul sau mâine. Sau poate să folosească această metodă și într-un termen rezonabil de câteva zile sau când are drum la Târgu Mureș, vine și ne aduce documentele în original sau avem un număr de telefon pe site unde se poate programa, îl programăm când să vină cu documentele, așa încât să vină exact la ora și în ziua stabilită și se elimină și stresul acela, mă duc, ajung, nu ajung, mai am treabă la policlinică, mai am treabă la spital, nu mă încadrez. Deci toate lucrurile acestea le putem evita. Le putem evita. Mulțumesc tare mult încă o dată pentru prezența în platou și pentru faptul că de fiecare dată când apar noutăți, nu ezitați să le prezentați și prin intermediul nostru, al meu. Încă o dată pentru informații și sigur vă așteptăm cu noutăți în această materie a pensiilor, pentru că e foarte util și e mult mai ușor pentru cei de acasă să se informeze din propria sufragerie decât să mai facă drumuri acum când, așa cum spuneam, camelionul ăsta, virusul ăsta care ne înconjoară se află printre noi. Mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, alături de mine doamna Nagoe Eugenia, director executiv la Casa Județeană de Pensii Mureș, cu noutăți, cu ceea ce înseamnă luna septembrie pentru mureșeni, pentru Târgu Mureșeni. Ați auzit și dumneavoastră cifre, statistici și, așa cum spuneam, ultimele date în ceea ce privește acest segment. Rămâneți în continuare alături de noi pentru a afla și alte informații, bineînțeles, din alte sfere de interes. Până data viitoare, o zi minunată. La revedere!